bucurăm de copilașii care avem în fața noastră, copilași veseli, bucuroși și foarte harnici și perseverenți. Ne-am bucurat ca în acest an să fim alături de ei și împreună să creștem și să-i vedem cum în fiecare zi se străduiesc să vă aducă bucurii și sperăm ca zilele dumneavoastră au fost umplute de optimism și de speranță datorită prezenței lor. Sunt în fața dumneavoastră cu emoții, dar foarte bine pregătiți și gata să vă arate ce au muncit în această a doua parte a anului și împreună vrem să ne bucurăm și de sunetul cântecelelor și a pianului. Sunteți gata, copilași? Da! Vă rugăm să-i ascultați cu atenție și ne bucurăm că suntem împreună astăzi.
învățat deja să numere timpii cântecului și niciodată nu pierde din vedere aspectul acesta care este atât de important pentru reușita unei piese. Foarte bine, Izabela, așa să continui mai departe. Mai departe, copilași, sunteți pregătiți să mai cântăm? Da. Bine, vă rog să vedeți. Thank you.
Sunteți gata să mai cântăm o dată? Da. Ca să nu vă plictisiți, haideți să cântăm. Haideți să ne ridicăm și să cântăm. Happy, 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 clap.
pian. Să te invităm, Eli, să-l ascultăm. Ai un singur cântec sau ai două? Am două. Ai două, perfect. Te invit ei, nu? Și mai cântăm un ultim cântecel și
Apoi o să vă bucurați de surpriza pe care v-am pregătit-o. Ultim cântecel. Ia să vedem câți copilași sunt aici. Ia să numărăm. Știm să numărăm în limba engleză? Da. Da. Hai să vedem. Acum o să vă testăm să vedem dacă știți să numărați în limba engleză. Suntem în total 17. Vă gândiți bine cum se spune. Vă ridicați și începem să numărăm. Mama, poți să dai, tu ai dat, 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 tu ai
Păi, copilaș, pentru că v-ați străduit foarte mult, am pregătit pentru voi o surpriză frumoasă. Vă rog să mai stați puțin peste umele până când o să mergem să vedeți despre ce este vorba. Până atunci vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și că ați împărtășit bucuria noastră de a petrece un an împreună. Și aș vrea să vă prezint ajutoarele noastre care ne-au ajutat să realizăm aceste lucruri în acest an școlar împreună cu copilașii. Este vorba despre fetele care sunt voluntare la noi la centru, despre Iulia Dumitru vorbesc, este studentă la pedagogie în ultimul an, absolventă aproape, și ne-a fost alături pe parcursul acestui an școlar. De asemenea, Roxana Pridie, ea este pentru am deja alături de noi. Îți mulțumim, Roxana, te rugăm să rămâi și mai departe, de asemenea și pe tine, Iulia. Alături de noi a fost și doamna profesor de pictură, doamna Iulia Pastorcici, nu știu dacă mai este încă sau s-a retras. Dânsa ne-a ajutat să realizăm acele picturi frumoase pe care le-ați putut vedea în sala de sus. A fost alături de noi și Alina Pomană, specialist logoped și pedagog. Vă invit să aveți încredere și pentru următorul an școlar și să ne ajutați să realizăm lucruri frumoase împreună cu acești copilași. Și vă invit să ne împărtășiți părerea dumneavoastră referitor la activitatea noastră de aici. Sugestiile dumneavoastră sunt importante pentru noi și vrem ca prin tot ceea ce facem să urmărim binele acestor copii și să-i ajutăm să se dezvolte frumos și să atingă tot ceea ce este mai frumos și mai bun pentru ei în anii care vor urma. În timp ce copilașii vor avea parte de un moment petrecut împreună, de o activitate și de un moment dulce, vă invit să rămâneți să-l ascultați pe domnul doctor Horst Müller. Dânsul este pentru a doua seară alături de noi în cadrul seminarului Vindecarea și prevenirea bolilor, unde este soluția. Dânsul ne-a prezentat în seara anterioară care este legea vieții și cum putem să trăim sănătoși și fericiți, fiind un exemplu pentru copiii noștri și oferindu-le ce este cel mai de preț, o viață fericită în familie și un trup sănătos. Vă invit să-l ascultați și în această a doua seară. Dânsul este specialist ORL, care lucrează de 13 ani, de 12 ani în cabinetul său din Germania, căutând să afle cauza bolilor. Cercetează acest lucru cu stăruință și ne împărtășește de fiecare dată când vine la noi lucruri noi. Și vă invit să vă deschideți sufletele, să primiți mesajul, pentru că este un mesaj revoluționar, un mesaj care schimbă vieți și care aduce fericire și dragoste în familiile noastre. Vom avea nevoie de un scurt moment de pregătire între aceste două evenimente, între festivitatea de absolvire, de încheiere anului școlar și seminarul domnului doctor, pentru că vrem să permitem copilașilor să meargă sus și să luăm și scaunelele care ocupă aici fotul.